Anul acesta se pot vâna de 3 ori mai mulți urși decât în anii trecuți. Autoritățile au luat această decizie pentru că animalele atacă tot mai mulți oameni și fac foarte multe pagube. S-a constatat și că urșii tineri sunt alungați de adulți din păduri și ajung prea des în satele de munte. Lasă-l! Ministerul Mediului a stabilit că în acest an vor putea fi vânați de 3 ori mai mulți urși decât anul trecut, 426 de exemplare în loc de 140 în 2022. O creștere constantă a populației de urși din România generează o creștere constantă a interacțiunilor, a conflictelor om-urs și o creștere constantă a numărului și valorii pagubelor generate de această specie. Aceste lucruri se văd din plățile pe care le facem anual, se văd din numărul de dosare de pagubă pe care le primim anual, se văd din rapoartele făcute împreună cu celelalte instituții, împreună cu Poliția și cu Ministerul Sănătății, se vede foarte clar că numărul de incidente, cu excepția perioadei de COVID, când activitatea era mult redusă din toate punctele de vedere, este vizibilă o creștere constantă. În ciuda declarațiilor Ministerului Mediului, în 2022 am avut mai puține atacuri comparativ cu 2021, când au fost uciși 4 oameni și 41 au fost răniți. Cauzele sunt multiple. Pe de o parte, numărul de atacuri în 2021 a crescut în urma reluării activităților standard după perioada COVID. Am avut mai mulți turiști în zonele, în habitatul ursului. Am avut și mai multe atacuri în zonele unde există culturi agricole și în zona stânelor. Pe de o parte, prezența omului în habitatul ursului este o cauză. Pe de altă parte, creșterea constantă a numărului de urși și presiunea din ce în ce mai mare asupra stânelor și culturilor agricole. Sâmbătă seară, populația din stațiunea Buștene a fost avertizată prin sistemul de mesaje RoAlert în privința prezenței unui urs pe stradă. În proximitate a fost trimisă și o ambulanță SMURD. În prezent, România are cea mai mare populație de urși din Europa. Din 2019, autoritățile au primit 306 cereri de recoltare, fiind vizați 354 de urși. 121 de urși au fost împușcați, iar alți 18 relocați.